Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi vom explora intențiile persoanei care te interesează, ce are în gând vis-a-vis de tine, ce ar urma să facă în privința ta. Vom avea două citiri și deci avem două grupuri. Pentru grupul 1 vom folosi tarotul Lenormand, iar pentru grupul 2 folosim acest tarot, tarotul Cărții Umbrelor, volumul 2. De asemenea, pentru ambele citiri vom folosi și acest oracol, Modiano 37. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Găsiți aceste seturi pe site-ul www.taroterapia.ro, tot pe site, cursul practic și rapid de tarot intuitiv învață tarotul în 4 ore cu metoda Taroterapia. Vă invit să luați din această citire doar ceea ce simțiți că se potrivește și avem o citire fără timp. E relevant momentul în care asculți acest mesaj, nu momentul publicării lui. Să începem! Grupul 1. Începem cu cei dintre voi care au ales tarotul Lenormand. Explorăm împreună ce intenție are față de tine persoana care te interesează, ce ar putea să facă această persoană de asemenea în privința ta și haideți să vedem cu ajutorul acestui oracol care ar fi situația actuală dintre voi doi. Din ambele părți, intenția de a face ceva bun vis-a-vis de raportul vostru. Cineva pune la cale o soluție ingenioasă. Cineva se gândește la o modalitate nouă de a aborda lucrurile. În partea energiei feminine apare o inițiativă, o idee și apoi o acțiune legată de ceva ce fusese tăinuit. Din partea energiei masculine avem energia fidelității, o binefacere, de asemenea o încercare de a repara o injustiție. Energia masculină pare să se concentreze pe aducerea lucrurilor la locul lor, iar energia feminină așteaptă să afle un răspuns important. Mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. Energia feminină consideră că energia masculină a pierdut mai multe ocazii, că i s-au dat tot felul de șanse și că nu le-a fructificat. Energia masculină pare să fie destul de îngrijorată în legătură cu starea de sănătate a cuiva și, de asemenea, are impresia că ar fi în întârziere. Haideți să mai clarificăm. O perioadă dificilă prin care ați trecut împreună, energia feminină care și-a pierdut încrederea din cauza unor neadevăruri, energia masculină care de asemenea și-a cam pierdut încrederea din cauza geloziei. Iată, vorbim despre energia masculină care a suspectat sau suspectează că energia feminină este în conversații romantice cu altcineva. Sau mai vorbim de asemenea despre triunghiuri amoroase. În acest triunghi amoros despre care se vorbește aici, bărbatul este cel care urmărește situația din umbră. Așadar, avem aici un bărbat extrem de cuprins
de ideea asta că femeia s-ar putea să se distreze cu altcineva, că s-ar putea să se îndrăgostească de altcineva. Haideți să vedem mai departe. O surpriză din partea unor rude în energia feminină, în energia masculină, niște vești despre ceva ce se încheie. Aceste vești s-ar putea să îl surprindă pe acest bărbat. Energia feminină consideră că bărbatul din această poveste a exagerat sau a riscat prea mult sau de prea multe ori. Energia masculină se gândește că femeia din această poveste împrăștie banii prea ușor sau acordă atenție unor alte persoane prea repede. Interesant că bărbatul este foarte preocupat de această idee a unei posibile infidelități, iar femeia așteaptă o reparație, așteaptă un răspuns important. Haideți să vedem mai departe. Haideți să explorăm din acest tarot Lenormand. Ce-i cu această persoană despre care întrebi? Un nou început pe care îl propune un bărbat care s-a poziționat undeva prea sus. Avem un soi de micul Napoleon. Un bărbat care a vrut ca lumea femeii să se aștearnă la picioarele sale. Un bărbat care a așteptat întotdeauna și a considerat că îi se cuvin multe lucruri. Un bărbat care mai mereu a urmărit să seteze un cadru foarte strict de reguli, regulamente, da? Un bărbat care a dorit să impună disciplina femeii din acest raport. Mă întreb cum rezonează cu voi. Ceva nou apare, ceva cu un rezultat foarte bun, de asemenea, se anunță dintr-un gest aparent mic, s-ar putea să apară oportunitatea unei discuții foarte sincere între cei doi parteneri. Vorbim aici, de asemenea, despre conexiuni care sunt la început sau se discută despre reluarea unor anumite relații. Vorbim de asemenea despre o ușă care se deschide către un capitol nou. Haideți să vedem mai departe ce-i cu acest capitol, despre ce să fie vorba aici. Iată, cineva pleacă la drum. Cineva consideră că lucrurile au fost destul de instabile. Cineva s-ar putea să întreprindă ceva absolut neprevăzut. Vorbim de asemenea aici despre o femeie cu copii sau vorbim despre cineva care urmează să plece într-o călătorie pe care nu o planifică. S-ar putea să apară necesitatea unui drum în perioada următoare. Haideți să explorăm mai departe. Iată cum lucrurile se încadrează pe un drum larg. Iată cum lucrurile prind de asemenea viteză. Vorbim despre cineva care se grăbește către o soluționare sau se grăbește către a formaliza ceva în această relație. Iată pe cineva din balanță, rac sau pești, pe cineva din berbec, pe cineva din taur, pe cineva din scorpion sau pe cineva din săgetător. Sau vorbim despre o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă, un semn de aer și un semn de pământ, un semn de pământ și un semn de foc, două semne
de pământ. Lucrurile aici încep să progreseze. Vorbim de asemenea despre două personaje cu opinii foarte puternice, foarte pronunțate, cu niște alegeri făcute într-un moment cheie. E nevoie să discutați despre ceva ce va schimba această conexiune. De asemenea, mai avem aici indiciul cuiva de la distanță care s-ar putea să intervină favorabil în povestea voastră. Apar următoarele date de naștere. 13, 30, 16, 26, 29, 8, 18 sau 28, 15 sau 5, 14 sau de asemenea 31, 22, 12, 2, persoane care sunt născute în luna aprilie, în luna februarie sau mai, iulie sau de asemenea persoane născute în octombrie ori în luna decembrie. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi până acum. Haideți să explorăm mai departe. Avem aici o persoană care nu mai suportă felul în care arată lucrurile din jurul său. Vorbim despre o persoană care, aparent, are o stare bună din punct de vedere financiar. Vorbim despre cineva care caută răspunsuri în studiu, cineva care citește, cineva care își hrănește mintea constant. Și totuși, această persoană nu se simte deloc împlinită. Această persoană a ajuns într-un grad de insatisfacție care cere acțiune. Acțiunea este anunțată de asemenea prin această arcană a judecății. Așadar, ce vine oare la viață? Se vorbește aici despre o sentință. Iată de asemenea o femeie care îi pasă foarte mult. O femeie caldă, o femeie înțelegătoare, generoasă, mai ales din punct de vedere afectiv. În anumite cazuri simt că vorbim despre cineva dintr-un semn de apă care poate interacționa cu cineva dintr-un semn de foc sau propunerea pentru schimbare s-ar putea să vină de la cineva dintr-un semn de apă, cineva dintr-un semn de aer sau cineva cu un ascendent într-un semn de apă sau de aer. Vă rog să luați doar ceea ce rezonează. Haideți să vedem mai departe ce este în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Această persoană vrea să pornească la drum cu niște fapte mari. Această persoană vrea să fie din nou importantă în ochii tăi. Această persoană, de asemenea, are în minte energia acestui 10 de cupe. Cum să-ți fac oare pe plac? S-ar întreba această persoană. Sau s-ar putea să te întrebe în perioada următoare ce preferi tu într-o anumită situație sau ce fel de comportament al acestei persoane îți place cel mai mult. Este o persoană care își dorește să te aducă, de fapt, cât mai aproape de el sau de ea. De asemenea, simt că persoana asta se confruntă cu multă singurătate. E ca și cum îi lipsesc interacțiunile semnificative. E ca și cum nu s-a mai bucurat de multă vreme. Această persoană pare că s-a închis prea mult în casă sau s-a închis prea mult în birou, s-a închis prea mult în munca sa, face niște lucruri care nu îi mai aduc deloc bucurie și caută acea bucurie. Cineva care încearcă să scape de apatie sau chiar să iasă dintr-un episod depresiv. Haideți să explorăm în continuare. Și oare ce poate să facă mai repede această persoană decât să se uite în sus către stele sau către divinitate și să ceară o îndrumare și să se uite către lucruri la care poate să spere în continuare? Această persoană așteaptă un semn, dar de asemenea
pare să fie pregătită să ia sabia în mână și să risipească norii confuziei. Se anunță aici o alegere, dar de asemenea o discuție lungă ce poate să ducă la o uniune, ce poate să ducă la o împăcare sau ce poate anunța, de fapt, progresul către o fază ulterioară, mai bună, în această relație. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales acest set de tarot, tarotul cărții umbrelor, volumul 2, și explorăm împreună care sunt intențiile acestei persoane vis-a-vis de tine și ce ar putea să facă această persoană în privința ta, ascultătorule. Avem aici o persoană care trece de la instabilitate la angajament. Vorbim despre cineva care a umblat foarte mult singur, a luat deciziile fără să se consulte prea mult. Indiferent ce ar fi fost de discutat, de negociat, de pus la punct în această conexiune. Se poate referi la tendința generală a acestei persoane sau se poate referi la o tendință dintr-o anumită perioadă a relației voastre sau la perioada recentă. Deci cineva care, iată, se îndreaptă către ceva mai așezat, către ceva mai convențional, către ceva ce se încadrează în normele și așteptările celorlalți. Adică cineva care poate să înceapă să considere și alte opinii, cineva care nu mai are nevoie să facă pe rebelul, pentru că se pare a ajuns la o anumită concluzie. Haideți să vedem mai departe. Iată pe cineva care studiază, cineva care se informează în legătură cu niște frici, în legătură cu niște probleme personale. Avem pe cineva care se teme că energia feminină s-ar putea să facă un pas riscant. Avem de două ori această energie a lunii. Vorbim despre persoane născute în rac sau în pești. Vorbim despre persoane în semne de apă care interacționează cu persoane în semne de aer sau în semne de pământ. Avem de asemenea interacțiuni dintre două semne de aer sau dintre două semne de foc. Această persoană trece printr-o perioadă cu schimbări semnificative. Mai apare aici de asemenea cineva din balanță, cineva din vărsător sau cineva din taur, o persoană în leu sau în berbec. Avem persoane care sunt născute în luna ianuarie, în luna aprilie, în luna februarie, în luna septembrie, în iulie sau în luna noiembrie. Așadar, această persoană intenționează, în primul rând, să facă ceva ordine în viața sa. Intenționează să se adune de pe drumuri și să se consulte cu cineva. De asemenea, mai simt că după această perioadă de reflecție sau după acest studiu individual, s-ar putea ca această persoană să vină către tine, ascultătorule, cu multă deschidere și cu multă curiozitate,
pentru a asculta și opinia ta în legătură cu povestea voastră sau pentru a vorbi despre planurile voastre de viitor. Așadar, începe să te includă tot mai mult, de fapt, pe drumul său care părea un drum cam singuratic. Un drum care poate pentru o perioadă de timp a părut suficient de interesant, însă acum lucrurile se schimbă, da? Ceva nu mai este la fel. Ceva nu mai aduce aceleași beneficii acestei persoane sau ceva a început să supere această persoană din ce în ce mai mult. De asemenea, simt că vorbim despre cineva care s-a confruntat probabil cu tot felul de probleme, cu tot felul de simptome, cineva care nu și-a prea găsit liniștea și care ar dori să se echilibreze, să se așeze, să se vindece. Cineva care, în primul rând, trebuie să se înțeleagă pentru a putea să te înțeleagă inclusiv pe tine, ascultătorule, și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. Mai apare aici o interacțiune dintre o persoană în Scorpion și o persoană în Gemeni, Berbec, Capricorn, Balanță sau Rac. Această persoană a trecut printr-un moment care i-a cam spulberat iluziile. Această persoană s-a întâlnit cu ceva dificil. A avut parte de un eșec sau de o serie de eșecuri. Ceea ce avea în minte el sau ea fusese ceva pictat în roz, dar destul de departe, evident, de realitatea din jurul acestei persoane. E ca și cum această persoană s-a așteptat mai tot timpul să fie sărbătoare în viața sa. Sau s-a așteptat ca lucrurile dintre voi să fie minunate, să existe pace, să existe înțelegere, să existe acel cuib cald unde el sau ea este primit cu brațele deschise. O persoană care a așteptat să o lauzi foarte mult, să o lauzi cu orice ocazie și totuși, având aceste așteptări, probabil că el sau ea nu a observat că avea de făcut niște lucruri. Nu a observat că avea de contribuit activ la a menține situația dintre voi, a menține pacea dintre voi, a face această relație să progreseze. Așadar, e ca și cum această persoană s-a așteptat ca lucrurile să vină din partea ta, ascultătorule, în mod continuu, necondiționat, dar fără să existe neapărat din partea sa o tendință similară. Și deci, simt că această persoană s-a trezit dintr-o dată pusă pe drumuri. Adică, probabil că tu, ascultătorule, i-ai atras atenția acestei persoane spunându-i un adevăr de care el sau ea s-a tot ținut departe. Probabil că tu ai adunat o serie de supărări și atunci când au fost manifestate, probabil că ele s-au auzit chiar ceva mai zgomotos decât ai fi dorit să le exprimi. Și de aici posibil să fi venit ieșirea din această bulă iluzorie a acestei persoane. Adică de ca și cum dintr-o dată el sau ea s-a trezit izbit de pământ sau izbită de pământ, în timp ce se aștepta de fapt să-i fie organizată o petrecere. S-ar putea ca tu să-i fi arătat niște limite acestei persoane, s-ar putea să fi încadrat această persoană în niște granițe juste sau s-ar putea să-i fi adus aminte că a promis niște lucruri și nu le-a prea făcut. El sau ea s-ar simți provocat sau provocată. Există eforturi pe care această persoană trebuie să le facă. Această persoană începe să vadă din ce în ce mai clar că trebuie să facă acea schimbare. Speră ca tu, ascultătorule, să nu fii extrem de strict sau strictă.
Adică speră totuși să existe o urmă de îngăduință din partea ta, speră să existe toleranță din partea ta, speră ca tu să nu iei niște măsuri extreme. Haideți să vedem mai departe. Această persoană își caută un loc de odihnă sau să-și cumpere ceva ce îi place, să meargă în vizită la cineva, fără să mai fie chinuit sau chinuită de aceleași gânduri, fără să simtă că există riscul ăsta ca tu, ascultătorule, să ieși din viața sa sau să schimbi termenii jocului. S-ar putea ca această persoană să te invite undeva la restaurant, să-ți propună o discuție undeva la un pahar de vin sau să vină cu o sticlă de vin la tine acasă, să te întrebe de asemenea care este desertul tău preferat. E ca și cum această persoană încearcă să te îndulcească, încearcă să-ți intre pe sub piele. Haideți să vedem mai departe. Energia masculină speră la o înnoire. Ar vrea să se ajungă la o concluzie fără scandal, fără certuri, fără ca situația voastră să devină prea încinsă. Energia feminină are de făcut un drum și are un soi de neliniște în legătură cu ceva ce trebuia să vină din partea energiei masculine și pare să întârzie. Energia feminină pare să fie destul de fermă pe poziția sa și în același timp parcă ar discuta cu cineva dintr-un semn de aer sau cu cineva dintr-un semn de pământ în legătură cu această situație. Energia masculină parcă începe să aducă tot mai multe noutăți, parcă face niște pași neașteptați de energia feminină. În anumite cazuri, acești pași sunt în favoarea relației sau în favoarea căsătoriei pentru cei dintre voi care sunt căsătoriți. Există de asemenea o persoană mai tânără sau o persoană într-o poziție mai joasă care încearcă să influențeze situația dintre voi doi. Haideți să vedem mai departe. Energia feminină vrea să impună condițiile sale și totuși parcă n-ar fi chiar împăcată cu ceea ce are de spus sau parcă n-ar vrea ca lucrurile să devină totuși extreme. Iar energia masculină se simte în pericol, surprize, cadouri, ceva se mișcă destul de bine, ceva începe să curgă din abundență. O scrisoare, adică un mesaj, da? Avem ceva în scris, ceva se discută în scris. Avem o propunere care mai întâi apare în forma sa scrisă. Haideți să vedem câteva date de naștere: 10, 20, 30, 11, 1 sau 21, 8, 6, 16, 26, 15, 25, 4, 7, avem de asemenea 28, 22. Avem aici conexiuni care s-au format primăvara sau pe timpul iernii. Haideți să explorăm mai departe. Se repetă această energie a noului. Vorbim despre o hotărâre, un soi de consiliu în care vor fi luate niște decizii importante. Vorbim de asemenea despre cineva care se gândește la perioada copilăriei sau aduce în discuție copiii,
sau niște persoane mai tinere. Vorbim despre cineva care de asemenea parcă se înscrie la un curs în perioada următoare, parcă se înscrie într-o formare. Cineva dorește să se instruiască, parcă dorește să se cizeleze. Haideți să explorăm în continuare. Energia masculină consideră că sunt cam multe obstacole puse de energia feminină. Energia feminină, în schimb, e foarte vigilentă. N-ar dori să treacă prin aceeași suferință de mai multe ori. E ca și cum energia feminină s-a fript și deci acum preferă să mănânce totul rece. Vorbim de asemenea despre niște discuții care au rolul să alinieze niște aspecte discordante dintre voi doi. Mai departe, această persoană s-ar putea să-ți mărturisească că are întreaga lume dată peste cap de când lucrurile dintre voi nu mai merg la fel de bine. E ca și cum această persoană ți-ar spune că s-a bazat pe ceea ce venea de la tine, ascultătorule, că a avut încredere în constanța ta, în interesul tău viu față de el sau față de ea. Această persoană are de gând să facă ceva nou și neașteptat pentru a răsturna situația dintre voi doi, pentru a redirecționa lucrurile. S-ar putea ca această persoană să-ți mărturisească în perioada următoare că lumea sa nu mai este la fel de când tu, ascultătorule, te-ai schimbat și s-ar putea să îți dea de înțeles că are de gând să întreprindă niște lucruri mari, astfel încât tu să fii din nou prezent sau prezentă în relație așa cum fusese și până la un anumit moment. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!